Bună dimineața din nou! Am revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Berbec, nu vă certați cu partenerul de viață din cauza investițiilor pentru ca să aveți răbdare, în curând veți sta mai bine cu banii. Taur, dimineața simțiți nevoia să faceți câteva schimbări și aveți șanse să vă descurcați. Aveți grijă cum vă comportați cu membrii familiei. Gemeni, chiar dacă vă preocupă chestiunile de afaceri, acordați mai multă atenție activităților casnice. Este posibil ca o rudă să vă ceară ajutorul într-o problemă personală. Rac, începeți ziua cu o stare de agitație și aveți tendința să deveniți impulsiv, s-ar putea să declanșați o ceartă cu partenerul de viață. Leu, aveți resursele financiare pentru a face în casă schimbările pe care le visați. Pentru aceasta trebuie să mergeți la cumpărături împreună cu persoana iubită. Hotărâți ce doriți să cumpărați. Fecioară, evitați o ceartă care ar putea să afecteze relațiile de familie. Spre seară primiți un cadou deosebit de la partenerul de viață. Balanță, s-ar putea să aveți parte de reproșuri din partea persoanei iubite, fie pentru că ați venit târziu acasă, fie pentru că ați cheltuit prea mulți bani. Păstrați-vă calmul. Scorpion, sunteți hotărât să vă ocupați mai mult de problemele casnice. Partenerul de viață vă susține. Săgetător, relația cu persoana iubită ar trebui să decurgă fără probleme, dar fiți mai diplomat și țineți cont de opiniile și dorințele sale. Capricorn, dedicați-vă activităților de rutină și încercați să acordați mai multă atenție relațiilor sentimentale. Puteți petrece o seară relaxantă împreună cu partenerul de viață. Vărsător, puteți să faceți schimbări importante în casă, de asemenea faceți câteva drumuri scurte în interesul familiei. Nu cheltuiți sume mari fără să discutați cu persoana iubită. Pești, se pare că aveți probleme de natură sentimentală și nu este exclus să deveniți melancolic. Vă reveniți după amiază când vă dedicați activităților casnice. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă! Mulțumim!